să se depășește 25-30%. Dacă la înființare cu 24 de ani în urmă Asociației Naționale a Veteranilor de Război, numărul membrilor era de circa 900.000, acum în toată țara, exceptând văduvile de război și soțiile supraviețuitoare ale foștilor camarazi decedați, mai sunt aproximativ 30.000 de veterani și invalizi de război. Iar în filiala noastră,